Prieteni, bună seara din nou pe canalul tatălui meu. Deci mă bufnește râsul când am văzut ce vlog a făcut Marița cu papi. După ce că eu glumesc că voiau să mă mărite, ăștia au luat-o în serios că vreau să moară Marița ca să le iau pe papi. Păi Mariță, ești nebună? Ai probleme? Îl iau pe vărul meu? Ești cu capul? Cum să spui așa ceva? Și paperă așa înfălălat? Zice, Madalina să mă ia pe mine? O, Doamne! Stiu pe tine, papi. Și spune ea să vină Alin să-și amuierea, că voiam să moară, auzi, mamă? Auzi, Marița, ce spune? Ia vină un coasatură. Mariță! Dar ce, tu n-ai de lucru? Parcă să-ți răspund acum. No, ce dar tu n-ai de lucru, Mariță. Cine își ia pe bărbatul tău? Pe fiul tău. Cine le-a pe papieră? Mami, trebuie să scoate. Nu le-a nimeni, nu te mai speria degeaba, că n-are Mădălina treabă cu el. Așa am să se pare ție. Ori tu n-ai cu cine te certa? Tu chiar vrei să te cerci cu mine, nu? Nu mai am loc să stau nici aici pe stradă de papieră. Păi da, voi, care vă certați cu bărbații voștri, săriți numai pe Madalina. Cine ia pe bărbații voștri? Vedeți-vă, doamne, doamne, doamne. Nu mai numesc. Vedeți-vă de treabă de bărbații voștri și lăsați pe fata mea în pace. Nu mai băgați voi în toate oalele voastre. În primul rând, eu nu mă mări. Cine aveți? Și să mă măriți și cu vărul meu. Altul nu mai găseam. Păi dar tu ești nebună, că suntem neamuri, suntem aici aproape, ce, cum să le ia pe papiră? Că dacă e ce ai făcut tu, ce s-a întâmplat ție cu treburile tale, tu gata, Madalina, e prea bine să mori tu ca să le ia pe papiră. Păi pe papiră găsesc. Am glumit, mă. Și ea a luat-o serios. Nu, n-am mult, nu mai mânca săracă de ea, nu mai mânca salatuța. Rămasă salata de ea. Da. Și nu mai mâncă, ea a rămas flămândă. Am murit de foame. Alina, te arăt. Ce a făcut? Du-te, mamă, că s-ar de fata asta. Dar îi se pare, nu știu, îi se pare toate lucrurile. Am spus eu atunci pe vlog că să moară Marița să le iau eu pe paper. Și ea a luat în serios? Da. Vai de mine. Păi dar să te neau, nu, Marița, suntem și noi aici aproape. Cum să ne luăm în teatru? Ce înseamnă asta? Asta se aude acum. Bravo. Dar am zis să zici și tu tava aia când era cuptorul. Ia o cârpă, ia ceva că te arăți. Auzi și tu ce ai venit ei acum să facă vlog? S-a supărat fomeia că iau bărbatul. Uite-te ce-a făcut mea aici. Dar tu, papieră, cine vorbește așa în felul ăla? Ce crezi că te iau? Cum te iau? Păi dacă zice Marița... Geloasă femeia și ea, geloasă. Pe mine geloasă. Păi tu l-ai luat pe vărul tu, Marița, de bărbat. L-ai luat? L-ai luat? Dacă l-a luat pe-a lei, pe-a vărul, se înseamnă că ești și tu pe-a tău. Eu. Și mai bărbatul frumos, paperă. Intră burta după jumătate de o oră, paperă. Să zice, mă drăguie mâine, să zice, mă înjură. De ce? Dar care e problema? Dar să-și oalele pe acolo. Păi, fă că tu am zis să spun și tu, tăbile, și nu ai cum să le scoți. Cum mă, s-a sărit în capul meu că am glumit? Da. Păi aia vreme trebuie să le iau eu pe paperă. Și ceva. Am zis pe canalul meu, din anumite motive a neamurilor, nu vreau să mai filmez cu nimeni pe canalul nimănui, pentru că se interpretează. Se lasă aici multe comentarii la mine din cauza voastră și mă enervați. Grav. Dar știi ceva? Dar acum n-am eu chef, sunt obosită, Madalina, să mă cer cu ei. Dar să spun și eu ceva. Dar nu le lași tu în pace să vorbească singure acum. Nu, că mai e una care a vorbit de genduța mea și trebuie să o satur. Trebuie să le lași acolo să vorbească singuri ca televizorul și să nu le bagi în seamă, că dacă le bagi în seamă, ele să cred că sunt importanți, să se dau mari. Și să-ți vezi tu de treabă, să vorbească cât o vrea. Mă, bine, să vorbească, dar cum să vorbească Marița așa ceva? Cum, îl iau pe papere, altă treabă, nu am, dar până nu am luat cât a fost văduv înaintea ta. Dar nu crede,
Nu crede nimeni vorbele ăștia ce spune Marița. Cum să le ia pe papi? Că suntem neamuri, suntem aproape. Dar bunica suntem... Oprește. Oprește. Lasă-te. Papi, papi, mai e de soție, dragă. Nu te iau eu. Cine ești bătrân. Ceartă? Cine se ceartă familiile lor? Gata, se le pe Madalina. Madalina, ce e Madalina? Jucăria lor? O amenințare în familia tuturor. Glumesc, prieteni, că din ieri nici nu mai sunt obosită să mai vorbesc. Că am vorbit destul pe canalul meu și văd că nu am loc acum și de Marița. Ce vrea Marița? Eu nu știu. Numai vorbe cu papi îmi lipseau acum. Că în rest aveam de toate. Face vlog că am ce am cu papi. Puteți crede așa ceva? Dar nu crede nimeni. Nu crede nimeni ce zice ea. Pentru că... Păi cum adică, Marița, să iei în serios toate glumele mele tâmpite? Băi, dacă tu uiți în gura mea, îmi glumesc eu și când am chef de Caterinca cu voi. Păi unde ajungeți? Ești nebună? Lasă, bine, prieteni, acum scuzați-mă că vorbesc că ești nebună, ești nebună. Asta e vorba mea. Și a ei și pana mea. Că... Da, pana mea și cu nebună, asta e vorba noastră. Revin imediat. Deci, prieteni, poftă bună, fetilii. Iar zimba și talogii. Arde. Arde? Da, mă nu știu. După aia îmi place rece, nu-mi place caldă. Prieteni, ce să vă mai spun, nu știu ce să vă mai spun legat de Marița, de ăștia cu vloguri tâmpite. Mă fac naibii și de râs aceea că... Ia lasă tu, Madalina. Madalina, ia lasă tu la mine să-ți facă ziua, că acum e noaptea. Ia să vezi că mă duc eu peste ea. Dimineață. Să văd ce vrea Marița. Mă las că aude lumea și se interpretează altceva. Problema este altfel. Că ce spune lui Ana, bune Madalina, alea pe vărul să stă acolo cu neamuri, cu una alta, mai am și alți veri care sunt tineri, care sunt mai mici, ce spune Ana? Păi, dacă a stat cu papi că e bătrân și nu știu ce, și cum stă și cu ăla tânăr, stă și cu celălalt, stă și cu Mimi, stă și cu ăla și cu ăla. Urt! Nu e bine. Se spură și tata, se spură și mama, se spură și bunica, și asta mi-ar de mie acum. De combinație cu papi sau cu cineva, când... Sunt problemele care sunt. Altă treabă n-am. Nu, că chiar e ciudată povestea, dar Marița, stai liniștită, nu te enerva. Nu le-a nimeni pe bărbatul tău. Îți plăjnești... Îți plăjnești operația. Plăjnește operația, să nu-ți sară firele. Ai grijă de tine. Papi, lasă-l că e în siguranța ta. Nu te părăsește chiar dacă... Ai vrea tu, ți-ai dori. Asta nu te mai părăsește. Da, a rămas cu tine. Pe bune, nu-ți mai face griji, că îți faci degeaba. Eu o să fiu ultima problema ta. Ultima problemă o să fiu eu. Spirite și tu de alta, de 90, 60, 90. Alta care nu e neam cu el. Alta care poate să aibă viitor cu el. Nu de mine. Tu mai găsi pe mine. Ai 10 fix? 10 fix? Dar trebuie să ne ducem acasă. Să ne schimbăm și să dormim. Să mâncăm. Să mâncăm. Să ne îngrășăm. Ca Marița. Vezi? Că și eu mă iau de tine acum să te enervez. Să spun că ești grasă. Mai bine să faci operație de micșorare a stomacului. Glumesc, prieteni. Dar pe bună m-a deranjat așa puțin. Ce naibii? Mă duc să mă mări cu papera. Prieteni, vă las și o seară frumoasă. Marița, dacă mă vezi mâine la poartă să intri în curte, te rog, ca să evităm toate certurile, că n-am chef de tine. Am prea multe pe cap ca să stau să mă cert cu tine sau să-ți iau bărbat. Ești tu amărât, ești tu operată, ai tu problemele tale, am și eu pe ale mele. Să nu mă apuce traci, să-ți blestem operația. Mamă, tu de ce râzi? Pe bune, nu știu ce să mă mărică. Păi dacă s-a operat, de ce nu-și vede ea de treabă?
Auzi că de-aia a avut problemele din cauza mea, eu am blestemat-o ca să-l iau pe paperă. Așa să se ia. Nu mă întreb aia în avea mea. Da, mă, ce-mi pică genele la nebunie. Lasă-o pe Marița, că așa spune ea. Glumim, prieten, glumim, râdem, dar am văzut că iau ea în serios, dar până la urmă-i treaba ei să facă ce vrea, nu stau acum să mă cerc pe ea sau cu ei. Nu, dar multe explicații, că până la urmă mi-e și rușine să vorbesc despre treaba asta. Prieteni, eu vă las și vă pup, o seară frumoasă și nu uitați să vă abonați și să vizionați în continuare. Vă pupăm. Acum a fost așa, eu am răspuns la mișto, la Caterinca. Dar dacă ea vrea să înțeleagă bine, dacă nu, e treaba ei.